Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe 30 iunie 2022 și după ce am preparat siropul, o să vedeți în filmul anterior, acum e timpul să venim să-l administrăm albinele. Ce trebuie menționat este că suntem undeva în jurul orei 10 dimineața, lucrez mai de dimineață că este mai răcoare. Și, precum se vede, pot să dau acest sirop aromat, foarte aromat, cu uleiuri esențiale, la ora 10 dimineața, fără niciun risc de furtișat, datorită metodei folosite. Aici avem două colonii și, iată, o să vă întrebați acum de ce folosesc mânuși, păi ca să pot lucra eu liniștit. Să nu tot stau cu grija că mă înțapă albinele, nu înțapă albinele, dar așa m-am obișnuit eu. Și iată ce simplu umplem aceste sticluțe. Iată, vedeți, un albine și mai atac așa la mâini. Și mirosul este puternic și le atrage și le agită. Așa că mai atacă la mâini și eu prefer să lucrez liniștit. Deci am umplut sticluța, punem foarte simplu pe stupi. E o metodă destul de ușoară de administrat sirop, mai ales în cazul uleiurilor esențiale, chiar nu se recomandă alt tip de hrănire decât acest gen de a pune sticle cu găurele și gata. Destul de ușor de administrat. Iată, asta facem la toată stupina. 350 de ml de sirop per colonia. Unele iau mai repede, altele mai încet. Important este să ajungă acest tratament la albin. Acum mergem, întoarcem camera și filmăm pe lungimea cealaltă a stupinei. Aici, așa, voi filma așa pe lungimea aceasta. Bun, acum s-ar putea să se audă mai greu, dar se va auzi că vorbesc eu mai tare. Iată, fiecare colonie va primi acest sirop. Acest sirop. Acum o să întrebați până la ce dată se poate administra. Păi, în funcție de rețete pe care doriți să le folosiți, se poate folosi până albina consumă acest sirop. Adică, dacă aveți albine care consumă siropul până în 15 septembrie, să spunem, e foarte bine. Dacă aveți care consumă până în octombrie, iar e bine. Dar eu, de obicei, cam până la 1 septembrie, sper să termin cu această administrare de siropuri. Apropo, să nici nu vă gândiți să le dați la hrănitoare acest tip de sirop, că ați dat foc la stupină. Adică nu foc, dar se poate întâmpla să
declanșați un furtișac masiv. Vă dați, dacă gustați acest sirop, este foarte, foarte aromat. Deci nu se compară cu protofilul, de exemplu. O să aduc camera mai în față, să ne auzim mai bine. Așa. Mergem încolo. Iată așa. Iată așa. Aici să văd. Mi se pare că s-a rezolvat problema. Aici a fost o colonie care a roit. A ieșit matca și s-a împerecheat. S-a împerecheat, cuibul l-am organizat jos. Catul e mai mult de frumusețe acum la el. Da, e o matcă de roire. Matcă provenită din botcă de roit. Am patru astfel de regine provenite din boci de roire. La 50 de unități biologice, 4 de roire nu-i grav. Mai ales că le pot schimba când doresc. Totul este foarte bine. Mergem la următorul. Cam așa, cam atâta durează această administrare de sirop. E destul de simplu, nu e foarte greu. Bun, deci nu mai am ce să zic. Așa de va decurge toată administrarea de sirop până la capăt. Eu zic că e suficient pentru filmare și dacă aveți întrebări în legătură cu siropul sau uleiurile esențiale, mai ales, nu pot să vă zic decât că rezultatele după ani de zile foarte bune, în paralel cu creșterea reginelor de calitate, obțin niște performanțe superbe. Atât pe mărimea coloniilor, cât și la sănătatea albinei. Bun. Până data viitoare, numai bine.